Misiunea Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM suntem la Misiunea Verde și vorbim astăzi despre viitoarea posibilă privatizare a regiei autonome Rom Silva, așa cum a fost ea numită. Alături de mine în studio este domnul Ionut Sorin Banciu, secretar de stat în Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule Banciu, sunteți un expert în silvicultură, inginer silvic, da, nu mă înșel, da. consultant în managementul pădurilor, ați activat și într-un ONG foarte important, în World Wide Foundation, da. și ați fost acolo lider regional de uh, programe păduri. Da. Sunteți acum secretar de stat la Ministerul Mediului, ați fost deputat. Da. Mi se pare că e așa o perspectivă 360 de grade. Uh, întrebarea mea este, de ce vrea guvernul României să privatizeze Rom Silva? Cred că discuțiile din jurul privatizării Rom Silva sunt cel puțin premature, dacă nu false, pentru că discuția a pornit de la o modificare a ordonanței de urgență referitoare la guvernanța corporativă a companiilor, unde se spune într-un articol că în companiile cu capital majoritar de stat sau de stat, activitatea de serviciu public Trebuie separată de activitatea economică, iar activitatea economică să se desfășoare prin intermediul unui SRL sau unui SA. Asta este propunerea pe care a făcut-o guvernul printr-un uh, proiect la sfârșitul uh, lui 2022. Exact. Adică nu e ceva ce aveam, ci este ceva ce guvernul a propus pentru o companie uh, a statului care este profitabilă. Dar nu discutăm de. nu particularizăm discuția. Ordonanța Acolo nu era vorba despre Rom Silva și despre alte regii nu, autonome? Nu era vorba despre Rom Silva și ne-am uitat cu foarte mare atenție la ordonanță, ne uitam împreună cu colegii mei de la cabinet la definiția serviciilor publice. Nu știm în acest moment dacă Rom Silva intră în această categorie. Rom Silva este un administrator al unui patrimoniu public inalienabil. Exact. Proprietatea publică conform constituției nu poate fi înstrăinată. Poate fi încheriată. De unde a apărut de, de au ieșit sindicaliști în stradă, au ieșit angajați de la RomSilva în stradă spunând că va fi privatizat RomSilva și că exact partea ei profitabilă, cea comercială, va fi dată unor companii private. Cred că este o temă falsă, sincer. Deci, este și sau nu este, spun, domnule, domnule este, Bani, este sau nu este? Din punctul meu discutat de vedere, este să, să se privatizeze Rom Silva sau nu? nu? Nu. 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 Deci nu s-a discutat nu în guvern și nici la minister, pentru că ministerul este cel care coordonează Regia Națională a Pădurilor. Singurele discuții referitoare la Regia Națională a Pădurilor sunt la o reformă a acestei companii de stat, pentru că Știm cu toții, orice companie, poate cu atât mai mult cele de stat, pot fi uh, reformate, pot fi îmbunătățite, poate fi activitatea transparentizată. RomSilva are, pe lângă activitatea economică și o activitate poate mai puțin cunoscută, administrează parcurile naționale ale României, aceste sanctuare de biodiversitate. Eu cred că toată lumea știe că în primul rând asta face RomSilva. Mai puțin știam că are o parte comercială care o ajută să facă un profit de... Anul trecut au făcut... Uh, în jur de 500 de milioane de lei, adică în jur de 100.000 de, de euro profit din exploatarea lemnului, valorificarea lui, da. din vânzarea altor produse, cum ar fi fructe de pădure, cum ar fi trufele, de pildă și alte, alte lucruri, sau, nu știu, ciuperci, produse este. piscicole, de produse exemplu. Produse nelemnoase, le numim exact. noi în termeni tehnici. Dar Rom silva este o companie de stat, o regie autonomă profitabilă. A fost tot timpul profitabilă. Asta nu înseamnă că este o companie și o organizație funcțională. Este funcțională, dar orice activitate, orice poate fi îmbunătățită. De și fapt, o să vă, nu... dau, o să vă Ii, dau câteva am exemple. Am vrut să spun eficientă, nu funcțională, că ea funcționează. Și funcționează bine dacă face profit ideea de restructurare despre care vorbeați, vine din ce nevoie? Vine din nevoia de a elimina din lanțul acesta de decizie niște uh, structuri intermediare care nu-și mai au sens în anumite zone. Avem, uh, Pentru că Silva are o structură locală, o coale silvice, are direcții silvice la nivel județean și structura de la nivel național, uh, practic, sediu central al RNP. Și ca în orice companie de stat, există și activități care nu se mai justifică în anumite situații. Unele pot fi externalizate, și asta deja se întâmplă dacă discutăm Cum de serviciile fi? de exploatare a lemnului. O parte sunt executate de către RNP în regie proprie, prin utilaje și echipe proprii, dar sunt și servicii care se externalizează. Adică deja s-a făcut această mică privatizare? Nu este o privatizare. O separare a activităților comerciale, am citit în comunicatul dumneavoastră de presă, dar un fapt este o externalizare a unor servicii pe care RNP-ul nu le poate face. Pentru că s-a discutat foarte mult și o să vedeți discuția cu Asociația Forestierilor din România care spun că RNP-ul nu ar trebui să facă exploatare, ci că aceste servicii să fie executate de către prestatori, de către firme specializate care sunt și atestate în România, deci nu oricine poate să facă exploatări forestiere, pe modelul altor regii sau altor companii de stat din alte țări europene. Însă, în România avem o țintă de a crește cantitatea de masă lemnoasă vândută, fasonat, adică prelucrat, și nu pe picior. Pentru că vânzarea lemnului pe picior este grevată de niște erori. Nu putem estima exact uh, volumul unui arbore, care are ramuri, care crește cum uh, uh, crește în natură, este un organism viu, nu putem să punem niște ecuații matematice fixe, și atunci vânzarea aceasta la drum auto sau în depozite este mult mai exactă. Volumele sunt mult mai exacte. Și uh, avem această țintă. De unde avem această țintă? Este impusă prin codul silvic. Este o țintă care crește de la an la an, prin care România și-a asumat că va valorifica lemnul în acest stadiu fasonat la drum auto și nu pe picior, unde estimarea cantitativă, dar și calitativă a lemnului poate fi subiectivă, mai și... subiectivă decât uh... Și astea sunt detalii tehnice așa care ne pierd, da. ne duc așa într-o altă zonă. Pe noi ne interesează și pe mine și pe cred că pe toți cetățenii Acestei țări, nu doar pe angajații Rom Silva, dacă resursele noastre naturale vor fi din nou date unor companii private? Eu sunt convins că nu. Și o să vă explic și de ce. Chiar dacă se va ajunge la soluția unei alte forme de organizare, nu regie publică, ci SRL sau ESA, dacă se va ajunge la această decizie. Nu, este, nu discutăm de o privatizare, discutăm că statul va avea tot timpul controlul asupra acestui SRL sau. ESA. Putem la exemplu Hidroelectrica, care este un sa. O companie de stat SA, la care, într-adevăr, acum se discută de listarea unei părți din acțiuni pe bursă. Dar știți că exact asta este teama și temerea oamenilor din rom Silva. Că va fi, vor fi aceste. Și cine sunt, de fapt, aceste companii sau cine ar putea să fie. Dar când discutăm de acțiuni, putem discuta de persoane fizice care pot cumpăra acțiuni la astfel de compară. Da. Dar, repet, da. în acest moment, da. nu este o soluție care se discută pentru regia națională a pădurilor. În primul rând, ar trebui să se clarifice, pentru că discutăm de ordonanță, deci o lege care ar trebui să aibă niște reguli de aplicare, să înțelegem căror companii li se aplică aceste modificări ale ordonanței 109 al guvernanței corporative al întreprinderilor de stat. Sunt convins că nu se va aplica tuturor. Există regii autonome de interes local, similar cu Rom Silva, primăriile și înființează genul ăsta de structuri de administrare ale pădurilor la nivel local. Și acolo există temeri că această modificare și am prieteni și colegi din domeniul Silvii care m-au sunat și m-au spus ce se întâmplă, ne privatizați, ne transformăm în SRL-uri. A fost o reacție prematură eu consider că reacția asta a sindicatelor vine și din teama de reformă administrativă a Silva care este o decizie asumată politic, inclusă în PNRR, ca și milestone, deci va trebui să se facă, regulamentul de organizare al RNP-ului, adică această hotărâre de guvern, va trebui modificată, să o eficientizăm. Eu cred că Silva trebuie să aibă și alți indicatori decât cei economici, pentru că administrează un bun public, administrează un patrimoniu inestimabil ca valoare nu din perspectiva lemnului sau a fructelor de pădure, ci a serviciilor pe care pădurile le oferă societății, servicii de ecosistem de care tot discutăm, ape, purificarea aerului, captarea dioxidului de carbon, protejarea biodiversității, sunt niște servicii care nu sunt cuantificabile foarte ușor monetar, dar pe care pădurile le oferă. Ori și s-am discutat și în urmă cu 5 ani când lucram în, ca și consilier al secretarului de stat pe pădure atunci despre ce fel de indicator de performanță ar trebui să aibă RNP, dincolo de profit. Revenim la această discuție, sunt foarte interesată să, să înțeleg mai bine de fapt ce vă doriți de la Rom Silva și ce va deveni Rom Silva. Suntem la misiunea verde. Domnule Banciu, ați spus că este o reacție prematură. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla. Aș vrea pentru cei care ne ascultă, pentru cei de la Rom Silva, dar și pentru activiștii de mediu, să ne spuneți dacă se va întâmpla sau nu. Dacă Rom Silva va fi privatizată în acea area ei comercială în care este privatizată, care include exploatarea și valorificarea lemnului, în primul rând, și dacă s-a discutat asta cu adevărat sau nu la nivelul guvernului vă pot mărturisi că acest subiect nu a fost discutat la nivelul guvernului, cu atât mai mult această discuție nu poate fi purtată la nivelul guvernului până nu există o discuție cu ministerul care coordonează RNP-ul. Și acesta este Ministerul Mediului a și Pădurilor. Și sunt convins că l-ați auzit și pe domnul ministru Tanțoș Bana spunând același lucru. A spus doar că Romsilva poate să intre în acest sistem corporativ? Romsilva este deja într-un sistem corporativ, pentru că ordonanța aceasta care se aplică acum spune așa. Ea este o regie autonomă, are un consiliu de administrație selectat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ca autoritate tutelară, care selectează un director general. Așa funcționează lucrurile. Regiile astea publice nu sunt societăți comerciale și de aici apar și unele confuzii. Pentru că una e să fii societate comercială, SRL, să ai o libertate mai mare de decizie, decizii da, da, se autofinanțează. Se autofinanțează. Și atunci de ce să nu aibă să nu aibă această activitate comercială? Cu Pentru siguranță oricine ar administra, asta înseamnă administrarea unui bun, să faci și venituri. Și Rom Silva, poate pe lângă alte companii care furnizează servicii de un tip sau altul, este o activitate care se susține. Nu este subvenționată de la statul român, din potrivă, oferă, finanțează administrarea parcurilor naționale, finanțează hergheliile, da, un, tot un patrimoniu de stat care nu aduce beneficii în momentul ăsta economice, deci RomSilva oferă niște servicii care pot fi cuantificabile. Bineînțeles că și profitul silva poate fi îmbunătățit. Dacă comparăm regia națională a pădurilor cu regii locale, o să vedeți că profitul pe hectar al unor regii locale este mai mare decât al RomSilva. Dar de fapt, ce vă doriți de la, de Rom Silva să facă profit mai mare sau să aibă grijă de tot ce înseamnă biodiversitate, emisii de carbon, conservarea arilor naturale, protejarea speciilor? Ce vă doriți de la Rom Silva? Eu cred că asta va trebui să clarificăm și se va clarifica. Nu știți? Știm foarte bine. Rom Silva, uh, Consiliul de Administrație, are niște indicatori care trebuie urmăriți. Unul dintre ele este profitul. La fel de mult contează certificarea pădurilor. Rom Silva, și asta cred că e o, nu neapărat o noutate pentru cei care știu, are foarte multe păduri certificate într-un sistem internațional, independent, numit FSC, Forest Stewardship Council, prin care este practic cel mai ridicat standard de management forestier, care ține cont de toate aceste aspecte: mediu, social și economic. Pentru că asta ne dorim și asta trebuie să ne dorim de la orice manager sau administrator al pădurilor statului. Nu numai profit, ci și servicii continue, protejarea biodiversității, care costă bani și nu aduce încă beneficii decât beneficii? Din astea necuantificabile. Beneficii. Păi, stați puțin, sunteți expert în biodiversitate. Biodiversitatea aduce beneficii, dar nu cuantificabile, deși pot fi și ele cuantificabile. În contextul schimbărilor climatice în care ne aflăm, biodiversitatea are un rol extraordinar de important. Ori dacă noi nu o protejăm, Așa este. iar România este unică în Europa în materie de biodiversitate. Așa este. Apropo de indicatori, ăsta ar fi unul dintre indicatorii clari pe care România ar trebui să-i aibă. Îi are sub diferite forme, dar mult mai concret, Protejarea biodiversității, cât la sută din pădurile statului trebuie protejate strict, sub ce formă, pentru ce obiective. RomSilva gestionează deja și are în patrimoniu zeci de mii de hectare de păduri virgine care sunt strict protejate. RomSilva se ocupă de cele mai valoroase păi are naturale protejate. Tot, dacă face RomSilva în acest moment toate aceste lucruri, este o companie profitabilă, se ocupă de arile naturale, care-i problema? Deci este... ce aveți cu RomSilva sau ce vă doriți de la ea, v-am mai întrebat, vreți să o restructurați, vreți să o reorganizați. Eu aș vrea să vă întreb ceva ce pe mine personal mă doare. Nu sunt o activistă de mediu, sunt un jurnalist care vorbește despre mediu și știu că și la Rom ca în multe alte instituții publice, numirile sunt politice. Nici de cum pe criterii de performanță. Reorganizarea și restructurarea la care vă gândiți, dincolo de a vă gândi să externalizați anumite activități care în momentul ăsta aduc profit. Și nu ăsta este indicatorul principal pentru Rom Silva. Dincolo de asta, veți lua în calcul sau veți găsi o soluție să aduceți în vârful Rom Silva oameni cu expertiză și nu numiți politic? Aici aș vrea să fac o nuanță. În... Aici nu, aici nu sunt nuanțe, aici fie, e clar. În, în fruntea rom silva. la nivel central și la nivel de județ, nu o să fie niciodată un manager care nu are experiență în silvicultură. Pentru că în silvicultură avem un sistem de grade silvice, un sistem de atestare al, al studiilor. Nu veți vedea un manager care nu este silvicultor în fruntea rom silva. Da, dar nu înseamnă A că este și că face performanță, că nu răspunde la apelul politic. Nu am văzut nicio declarație din partea Rom Silva în aceste zile cu un punct de vedere despre acest subiect al privatizării. Știu din surse interne că răspunsul a fost dacă asta îmi cere șeful meu, asta fac nicio nu am văzut, am văzut doar o reacție la uh, ordonanța de urgență o relație instituțională, pentru că orice act normativ trebuie să facă o consultare a stakeholderilor și a părților interesate și cu siguranță când discutăm de ordonanța corporativă, Rom Silva poate fi un stakeholder uh, dincolo de asta nu cred că deciziile se iau așa șeful meu este și vă spun că am participat dacă, la multe discuții Dacă Rom Silva este, era cu adevărat o regie autonomă, autonomă înseamnă independentă Șeful Romsil va trebui să iasă și să spună ceva, orice, suntem sau nu suntem de acord, pentru că noi suntem o regie autonomă. Noi facem profit. Noi ne ocupăm de cea mai importantă resursă naturală a României. Nu a ieșit. N-a ieșit nimeni să aibă un nu. punct de vedere, să-l contrazică pe Ministrul Mediului sau uh, pe. Toți cei care au spus că e bine sau în, e rău să fie În acest caz nu are de ce să-l să contrazică cineva pe Ministrul Mediului, pentru că Ministrul Mediului a spus ceea ce spun și eu acum. Nu se discută privatizarea Rom Silva. N-a spus asta. A spus asta la cel puțin la o emisiune a spus că la -a care... s-a înțeles greșit. S că s-a înțeles greșit, da, și că e o temă deci falsă privatizarea rom -silva. Deci nu, nu se va privatiza nu să, rom Silva. Nu, nu, nu externalizați activitățile comerciale, nu faceți această distinție între profit și obiectivul principal al Romsilva nu îl veți face. Va rămâne în, acest în, moment, acelea, în aceeași curte. Va rămâne în aceeași curte. Va fi o, o administrație în care statul va controla prin Ministerul Mediului și prin pârghile legale pe care le are. Romsilva este organizată printr-o hotărâre de guvern. Guvernul prin Ministerul Mediului poate stabili indicatori de performanță mai buni, mai, nu știu, mai diversificați decât în acest moment poate să facă asta și în momentul ăsta. Profitul este doar un indicator, are, RomSilva are și alți indicatori și eu îmi doresc să aibă și indicatori din aștia mai puțin cuantificabili, să îi numim calitativ, și nu cum, cantitativ. Cum, cum, cum măsurați indicatorii și cum, cum măsurați performanța managementului de la RomSilva? Acești indicatori se monitorizează la fiecare trei luni, ca la orice companie din acest sistem, ca la orice regie publică locală sau companie de stat, sunt indicatori care sunt aprobați în planul de administrare al RNP care este urmărit, monitorizat de Consiliul de Administrație și implementat de către managerul general. Deci, autonomia Silva vine din faptul că eu, ca autoritate tutelară în Ministerul Mediului, selectez transparent un Consiliu de Administrație care vine cu un plan de administrare. Care și e spune... al meu. E al meu, al Ministerului Mediului. Eu îl impun. Unde e autonomia Romsilva? Nu îl impun, eu îl selectez, acest păi Consiliu nu, de Eu îl aleg, selectare înseamnă eu îl aleg. Pe niște criterii. Și directorul Rom Silva zice, dacă șeful este așa, eu bag. nu mă bat. el m-a pus așa. acolo. E fix așa. Eu, în calitate de autoritate tutelară, trebuie să fiu de acord cu un plan de administrare. Îl discutăm. Eu sunt reprezentantul statului în responsabilitatea căruia este RNP-ul, Consiliul de Administrație îmi pune pe masă un plan de administrare în care spune ăștia sindicatorii pe care eu vreau să-i urmăresc și eu trebuie să-l aprob, ca să-l aprob să fiu de acord cu el. Domnule Panciu, vreți să-mi spuneți că la fruntea Rom Silva au fost întotdeauna cei mai buni manageri? și nu au fost numiți pe criterii politice. Mm -hmm. Vreți să-mi spuneți că echipa de la Rom Silva este o echipă în afară de experții, de pădurari, de silvicultori. Mă refer la aparatul administrativ. Sunt acolo cei mai buni oameni, cu cea mai bună expertiză și cu cele mai bune performanțe și care n-au ajuns acolo pe criterii politice? Eu vreau să vă spun doar că la conducerea Rom Silva și acum și atâta timp cât am fost eu în poziția pe care am la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, au fost oameni care știu meserie, profesioniști, Actualul director îl cunosc, a lucrat și în mediul privat, a lucrat... Eu nu am în... dat niciun nume, nu m-am referit la cineva anume. Eu vorbesc despre numirile din fruntea Rom Silva? Dacă au fost mai mult politice sau mai degrabă pe criterii nu, de performanță? Eu cred că în România nu putem exclude genul ăsta de numiri politice. Este clar că există o, o negociere și un algoritm. Este până la urmă o companie de stat și, sincer, eu ca ministru, dacă aș fi ministru astăzi, aș vrea să am o echipă, niște manageri în, în companiile pe care le coordonez, în care să am încredere. Și cred că trebuie să avem o discuție vis-a-vis -vis de până unde merge acest control. Ați văzut în Statele Unite când se schimbă administrația prezidențială, se schimbă cu șeful Curții Constituționale, cu procurorul general, pentru că trebuie să ai în echipă oameni cu care poți să faci treabă și în care să ai încredere. Foarte important. Și atunci, cred că da, trebuie să avem această discuție, nu numai în cazul lui Silva, ci și în altor companii de stat în care să ne asumăm, cum a fost în cazul prefecților, care nu erau oameni politici, dar erau numiți de guvern. Până la urmă, s-a tras linii și s-a spus, sunt oameni politici, Clar, da. este o funcție politică și cu asta basta. E. Până la ce nivel ar trebui să mergem cu numirile politice într-o companie de stat? Da, sunt de acord că ar trebui clarificat. Și să nu mai fie o surpriză că dacă se schimbă guvernul, se schimbă conducerea anumitor instituții. Pentru că lucrul ăsta se întâmplă și îl știm cu toții. Nu, eu nu o să ascund lucrurile astea. Încerc să fiu foarte deschis și foarte onest. În același timp, particularizăm pe Rom Silva, în fruntea Rom Silva nu o să vedeți niciodată un om care habar nu are de domeniu. Pentru că trebuie să fie silvicultor, trebuie să aibă o experiență. Eu, după 20 de ani de experiență ca inginer silvic, nu am încă gradele silvice necesare să fiu directorul general. Aș putea fi director general adjunct sau director tehnic. Există un sistem care funcționează și este uh, protejat prin lege. Se numește statutul personalului silvic, care se aplică tuturor silvicilor care lucrează indiferent de domeniu. Când vom afla care este viitorul uh, Rom Silva? Eu cred că în, în acest moment se lucrează la această, acest plan de reformă cu un grup de lucru pe care actualul director general l-a anunțat pentru că este un milestone, el va trebui să fie realizat, dacă nu mă înșel, până la jumătatea acestui an, odată cu nouul cod silvic, care este un legea organică care guvernează silvicultura, un document foarte important, pe care am reușit să-l impun să zic ca și milestone, pentru că am avut șansa să negociez PNRR, componenta de pădure a PNRR și știu ce conține PNRR-ul pe domeniul pădurilor. Este o țintă pe care va trebui să o realizăm. Cred că zilele astea se semnează un contract de asistență pentru a găsi cele mai bune universități și un consorțiu care să creioneze acest cod silvi care să fie mai suplu. Și în acest context, bineînțeles, va trebui să discutăm și despre Rom Silva, cine dorim de la ea, dacă face bine ce face, dar trebuie să fie o dezbatere publică. Nu poate ministrul mediului sau banciul secretarul de stat să spună eu asta vreau de la Rom Silva. Este un bun public, societatea este extraordinar de interesată de păduri și fără o discuție transparentă în care oamenii să-și spună părerea despre ce cred ei că ar trebui să facă Cine un sunt oamenii ăștia, ca asta să vreau să vă întreb, mai avem foarte puțin timp. Ceea ce administrează Rom pădurile, sunt resurse strategice pentru România. Sunt ale noastre, ale românilor. Nu sunt ale guvernului sau doar ce ale guvernului este? sau doar ale RomSilva, ale noastre, ale românilor. Iar în acest context în care noi trăim, și de uh, pandemie, și în contextul războiului. Uh, după ce am vândut uh, petrol, ape minerale, eu sper că nu vom repeta greșelile trecutului. Și dumneavoastră a spus într-un comunicat de presă că pădurile României sunt patrimoniu public. Prin urmare, nu este posibil legal sau constituțional ca acestea să fie înstrăinate. Asta înseamnă pentru mine că nici ceea ce este în interiorul pădurilor. Nu poate fi înstrăinat. Sper, vă mulțumesc foarte mult. Sper să ne reauzim în curând să ne spuneți exact care este planul, S să reușiți să faceți din Rom într-adevăr, o companie Model. Uh, modernă modernă. Uh, și dacă chiar dacă sunt oameni politici uh, numiți acolo, în echipă, în management, uh, să fie experți în ceea ce fac și să se gândească, să răspundă la apelul românilor și nu neapărat al unui ministru și sper că ați silvicultorul din dumneavoastră, iubitorul de natură și în ultimul rând activistul de mediu să fie mândru de ce rămâne în urmă după, după acest mandat. Mulțumesc cu mare plăcere o să vin să explic și să clarific toate aceste subiecte pentru că sunt subiecte de interes și din acest motiv sunt foarte mulți care se suie din populism pe genul ăsta de subiect și uh, duc discuția pe, uh, pe căi pe care n-ar trebui să se ajungă. Discuția despre RNP, despre ce facem cu pădurile, n-ar trebui să se rezume la uh, subiectul ce formă de organizare are RNP. Dar nici la profit. Dar nici și la, la mai mult decât atât. Corect. La corect, mult mai mult, la ceea ce avem nevoie cu toții uh, în, în zilele astea în care ajungem la temperaturi de 22 de grade în luna ianuarie, la ce am putea să plantăm mai mult, la ce putem să protejăm mai mult, la ce put, cum ne pot aj ajuta silvicultorii să ieșim cumva cât de cât uh, din, uh, din situația asta așa uh, care pare frumoasă, dar este de fapt extrem de periculoasă. Asta așteptăm noi de la RomSilva și de la experții pe care îi aveți în grijă. Așa este și sper că toate aceste așteptări și ale dumneavoastră și ale tuturor celor interesați de păduri să, să merite și să nu fie înșelate pentru că avem o strategie națională pentru păduri, este un document strategic aprobat de guvern, știm ce ținte avem, mai multe păduri, sequestrarea carbonului, protejarea biodiversității, mai multe păduri protejate, sunt ținte care sunt asumate și la nivel european și sunt ținte pe care România va trebui să le îndeplinească. Vă mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere, oricând. Misiunea verde cu Mona Nicolici la Europa FM.